Acum o săptămână, candidatul la funcția de ministru al tineretului și sportului, Dumitru Alaib, a scris pe blogul său că acest minister trebuie lichidat pentru a economisi bani. Cum comentați acest lucru? Probabil că domnul Alaiba, ca și alte voci, unde mă regăsesc și eu, a pornit de la o abordare mai largă. De mult se vorbește de o reformare nu numai administrației publice locale, dar și centrale. În țări mult mai mari ca ale noastre există mai puține ministere. Eu n-aș vorbi de lichidare, eu aș vorbi de o comasare în cazul dat și dânsul a precizat ulterior că sigur că domeniul tineretului trebuie să rămână, este un domeniu foarte important, este în dezvoltare. Dacă se va ajunge la o comasare de ministere și tehnologii informaționale, deci e vorba de mai multe ministere, nu doar Ministerul Tineretului și Sportului, ele trebuie să se regăsească într-un minister mai larg. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului sau doar Educației și Tineretului, în cazul dat, imperios necesar este să existe o agenție a sportului, dar atenție, ce vreau să spun, problema cadrelor rămâne provocarea și lacuna noastră cea mai mare. Atâta timp cât și în ministerul, actualul Minister al Tineretului și Sportului, nu vor exista cadre dedicate, bine pregătite, care să nu lupte pentru funcție și pentru interese înguste sau pentru anumite ramuri de sport, dar pentru sectorul per ansamblu, cu o viziune foarte explicită și cu responsabilitate, angajament și responsabilitate. Asta lipsește, vreau să vă spun, pe moment, așa, per ansamblu, chiar și în minister, de unde s-a creat această impresie că prea puține lucruri se reușesc. Există aceste două direcții mari și pe lângă ele încă un personal de vreo 20 de unități pe care unii, vedeți că nu-l pot justifica. Juriștii, resursele umane și direcția de finanțe. De aceea, după mine, indubitabil, într-un timp, nu știu care, nu exclud că se va ajunge la această reformă și această comasare a ministerelor, dar care nu trebuie să fie păguboasă pentru sector, în cazul dat sectorul sportului sau tineretului.